Suntem în direct. Hai să vedem și în refresh, să le vedem. Da, care să vedem dacă suntem în direct. Gata, suntem în direct, să vedem. Salutare, prieteni pescari! Ne cerem scuze pentru cele 11 minute de întârziere. Nici probleme tehnice, le-am rezolvat. Așa cum v-am promis, în seara asta facem extragerea la concursul nostru de fidelizare de pe grup Bălți de Evitabil de Recomandat. Extragem cele 39 de vouchere. Mulțumim tuturor celor care s-au înscris la acest concurs. Acest concurs o să aibă loc pe tot parcursul anului 2022, în fiecare lună. Perioada de înscriere este între 1 ale lunii și 10, iar pe data de 13 se va face extragerea. Înainte de a începe extragerea, vreau să mulțumim în primul rând tuturor partenerilor care ne susțin acest concurs de fidelizare. Și vreau să mulțumim unui partener care din cauza sau datorită jignirilor, din cauza jignirilor repetate pe grup, s-a retras din acest proiect, dar și-a menținut spuneți, participarea la acest concurs și pentru luna aprilie cu două vouchere și este vorba despre Balta Boldeș Grădiștea. Mulțumim mult de tot administrației Boldeș Grădiștea pentru înțelegere și pentru susținere. Pe grup întotdeauna veți avea o ușă deschisă și puteți să vă alăturați acestui proiect și puteți fi prezent în continuare pe grupul nostru. În altă ordine de idei, mulțumim tuturor celorlalți parteneri și o să-i nominalizez: Total Fishing, magazinul Total Fishing, Balta Valea Bujorului, MG Special Car, mulțumim Mircea Gheran, Balta Plină Movilița, Complex Piscicol Milotina, Boldești Grădiștea, Balta Fundulea 2 Florin, care luna aceasta ne oferă 3 vouchere, Lac Bunge 2, Balta Mică Cojești, Balta Lasache, Lacul Șuică, Balta Broșten la Busu, Balta Hagiești 1 și Balta Hagiești 2, Cătrunești 3, Balta Batal 1 Afumați, Balta Șindrilița 2, Balta Corata 1, Lupșanu 2 și Lupșanu 3. Mulțumim tuturor administratorilor acestor bălți, au fost și sunt alături de noi. Ei sunt partenerii care pot, pentru a lămuri câteva lucruri înainte de extragere, sunt partenerii care vor putea posta zilnic pe grupul nostru informații despre balta lor, capturile de pe bălțile lor, filmate sau fotografiate și articole. Celelalte bălți care nu fac parte din proiect pot fi nominalizate de către pescari din experiențele lor, cu fotografiile făcute de către pescari, dar în același timp se pot alătura acestui proiect. Este un proiect care ne dorim să promovăm nu doar aceste bălți, vrem să promovăm mai multe bălți, vrem cât mai multe administrații să se alăture acestui proiect și, da, cum ați observat, este un unicat la nivel de grupuri de pescuit. Grupul nostru a ajuns la 55.000 de persoane, de membri. Echipa noastră de administratori s-a mărit și ea de la 405. Avem alături de noi pe doamna Loredana Apostol, Lorena Apostol, îmi cer scuze, o doamnă cu mult bun simț și cu foarte multe cunoștințe legate de administrarea unor pagini și grupuri de Facebook. Și nu în ultimul rând un bun pescar. Și da, nu în ultimul rând, am avut-o alături de noi în partide de pescuit și ne-a dat clasă la un moment dat, cel puțin la feeder și la undiță. Este foarte pricepută, doamna. Așa că rog foarte mult toți membrii să
parte un respect față de administratori, de administratoră, față de administratorii bălților, față de ceilalți membri, să păstrăm un limbaj decent și orice nemulțumire o putem exprima și altfel decât să jignim. Totodată vreau să vă rog să aveți un pic de îngăduință față de live-urile care le facem, față de concursurile care le facem. Niciun administrator nu este cameraman, n-a făcut jurnalism, n-a făcut nimic de specialitate, fiecare avem meseria noastră, ne rupem din timpul nostru liber pentru a face lucrurile astea, mergem pe bălți pentru a promova bălțile, pentru a arăta membrilor facilitățile bărților respective. Încă o dată repet, nu suntem profesioniști, facem doar din plăcere pentru acest grup, pentru pescari. Și învățăm și noi în același timp. Automat învățăm și noi în același lucruri. Timp. Pe parcurs, presupun că o să ne mai experimentăm și o să fie din ce în ce mai bine. Dar trebuie să aveți un pic îngăduință, chiar dacă ne înjurați, nicio problemă, o să vă acceptăm așa cum sunteți. Da. Noi o să mergem în continuare pe toate bălțile partenere, o să avem interviuri cu toate administrațiile de pe respectivele bălți. Dacă avem stângăcii, ne cerem scuze, o să ne perfecționăm, că suntem oameni destul de maturi. Mai am un lucru mic, un amănunt important, ca să spun așa. În perioada 14-15 mai, grupul nostru organizează un concurs de pescuit pe Balta Milotina, pe Milotina 2. Așa că vă așteptăm să vă înscrieți, încă mai sunt câteva locuri. Este un concurs de socializare cu o taxă modică, cu câteva premii. Mai sunt doar 15 locuri, deci puteți să vă grăbiți, că nu mai sunt multe locuri. Nu mai sunt foarte multe locuri. Este postat pe grup, puteți găsi acolo, îl puteți contacta pe colegul meu care se ocupă, Marius Stan. Aveți pe grup numărul, aveți de numărul telefon, lui de telefon. Și Revolutul. Da. Este un concurs în care îl vom deschide cu cu o gustare de dimineață și cu o palincă de calitate, în care vom pescui și vom socializa pe tot parcursul zilei, de 14 sâmbătă. Seara o închidem cu o iahnie de fasole cu afumătură și, de ce nu, o bere, două din partea, o bere din partea casei, și stăm la un șpriș, la o discuție, și în același timp poate și prindem pește. Condițiile concursului sunt mai mult decât decente, așa că vă așteptăm să vă scrieți în număr cât mai mare. Închidem această mică prezentare și o să începem să vă facem, să începem să facem extragerea. Începem prin a vă prezenta. Da. Am înscris 497. La concurs s-au înscris 497 de persoane. Rog pe colegul meu să deruleze încet toată lista. Un moment, noi o să ne retragem într-un colț, ca să se vadă cât mai bine. Bun, și acum o să derulez lista să vă vedeți. Față de luna trecută o să fie o noutate. În momentul când cineva câștigă, o să dau click pe numele respectivului și o să vedeți, o să apară pagina de Facebook, ca să nu existe o confuzie că sunt persoane cu același nume. Da. Bun. Deci o să derulez puțin lista, să vedeți până la ultimul, după care o să începem să extragem să dai început. Trebuie să ne dai început. Da. Oricum, lista a fost pusă pe grup, a fost 3 zile postată, au fost câteva persoane care nu s-au... Ce, este prea în stânga? Da, mie așa mi-e pare. Da, imediat o să modific ceva aici. Bun. Așa, acum spuneți că se vadă mai bine. Se vadă și numărul. Da. Păi se vede și numărul. Așa, să la linie în parte. Se vede acum și numărul, da? Da. Bun. Da, da. Se vede și numărul, se vede și numele. Ok. Bun. Au fost câteva persoane care au crezut că dacă s-au înscris luna trecută, rămân înscris. Nu este adevărat. Trebuie să vă înscrieți de fiecare dată, să
la fiecare, în fiecare lună trebuie să vă înscrieți la concurs. O să vedeți că acum dacă se înscrie cu tag unui prieten și distribuire, o să avem și alte condiții la concurs. Le publicăm de fiecare dată când... Condițiile concursului. Da, condițiile concursului la fiecare modul o să le publicăm în contextul respectivei postări. Să ajungem până la capăt. Da, mai avem încă 200 de persoane. Nu te grăbi, pentru că vreau ca chestia asta să fie foarte transparentă, să rămână și toată lumea să se regăsească dacă derulează video. Video să rămână postat pe grupul, puteți oricând să... Să-l vizualizați. Să-l vizualizați. Da, suntem destul de mulți. Vă așteptăm luna viitoare mai mulți. Mai mulți, de ce nu? Și cu siguranță până luna viitoare vom avea mai multe vouchere, pentru că așa cum v-am zis de la început, nu ne oprim aici, vrem mai multe vouchere, nu trebuie să vă supărați. Este un mod de a, de a vă răsplăti prezența pe grup, este un mod de a vă răsplăti contribuția dumneavoastră pe, pe grupul nostru. Am ajuns. Deci ultima poziție e 497. Trebuie să intrăm... O să fac cu Google Random, nu mai fac cu random.org, pentru că data trecută a spus că au fost prea multe, au fost prea puține sub 100. Deci punem și 497. Google Random, da? Bun. Haideți okay, să începem. Prima, o să începem extragerea. Tu, rog, ca să vedem că prima. Deci prima este la Balta... Ok, să începem așa. Primele vouchere care le oferim, da, sunt două vouchere care constau în două partide, câte 12 ore, conform regulamentului Bălții, oferite de către Balta Valea Bujorului. Primul câștigător care intră în posesia acestui voucher este... Numărul 451. 451. Numărul 451 în lista de participanți este domnul... 51 Dănuț Dabu. Dănuț Dabu. Domnul Dănuț Dabu, vedeți și pagina. Felicitări domnul Dănuț Dabu. O să treci la următorul. Așa, o secundă, s-am zis aici. Da, și notăm în același timp. Ok. Bun. Și notăm în același timp câștigătorul. Următorul, tot următorul pentru Valea Bujorului, este 84. Numărul 84. Numărul 84 este... Domnul 84, Mihai Savu. Domnul Mihai Savu. Felicitări, domnul Mihai Savu, ați câștigat un voucher, un voucher care constă într-o partidă de 12 ore pe Valea Bujorului. Bun, un moment să trecem la 84. Ok, următoarele două vouchere sunt două vouchere de cumpărături oferite de către firma MG Special Carp în valoare nominală de 150 de ron. Mulțumim domnul Mircea Ghearan. Primul câștigător al unui voucher oferit de către MG Special este... Așa. 199 este domnul Țugui Lucian. Domnul Țugui Lucian, felicitări pentru... câștigarea acestui voucher oferit de către MG Carp Special în valoare nominală de 150 de ron. Bun. Următorul voucher oferit de către MG Carp este la 244. 244 domnul Băjan Florin. Da, domnul Băjan Florin. Felicitări, domnul Băjan Florin, ați câștigat și dumneavoastră un voucher oferit de către MG Carp Special. Următoarele două vouchere sunt oferite de către Complexul Piscicol Milotina. Mulțumim administrației. Primul câștigător, cele două vouchere constau în partide de pescuit gratuit de 12 ore, oferite de către administrația Bălții, respectând regulamentul Bălții. Primul câștigător este... 134, domnul Florin Buturugă. Florin Buturugă. Felicitări, domnul Florin Buturugă. Ați câștigat o partidă de 12 ore pe Balta Plină Movilița. Pe Balta Plină? Da, pe Balta Plină Movilița. Da, am zis bine. Movilița. Bun. Următorul pentru Balta Mobilița este 193. Ok.
la numărul 193 este... 193, Andrei Popa. Distribuiți în același timp acest video, să fim cât mai mulți. Popa, zicem la mobilița. Domnul Andrei Popa, felicitări, ați câștigat dumneavoastră un voucher oferit de către Balta Plină Mobilița. Următoarele două vouchere sunt oferite de Complexul Piscicol Milotina. Două vouchere, constând în partide de 12 ore, care vor respecta regulamentul bălții. Primul câștigător... 363. Este domnul... 363. Eugen Balog. Eugen Balog. Felicitări, domnul Eugen Balog. Ați câștigat un voucher oferit de către Complexul Piscicol Milotina pe una dintre cele trei bălți administrate, Milotina 1, Milotina 2, Milotina 3. La alegerea dumneavoastră rămâne locul în care pescuiți dintre cele trei bălți. Deci puteți merge pe oricare dintre cele trei bălți, nu trebuie neapărat pe una. Următorul voucher tot pe Milotina este la 360. 360, Marius Luca. Felicitări, domnul Marius Luca. Ați câștigat o partidă de 12 ore pe una dintre cele trei bălți administrate de același administrator din Complexul Piscicol Milotina. Următorul nostru partener, care ne oferă două vouchere, constând în partide de 12 ore, este Balta Boldești Grădiștea. Balta Boldești. Primul merge la 236. 236. Dragomir Marius. Felicitări, domnul Dragomir Marius. Ați câștigat o partidă de 12 ore gratuit pe Balta Boldești Grădiștea, care se spune regulamentul acestui bălț. Următorul câștigător. Aul unui voucher oferit de către Balta Boldești, administrația bălții Boldești Grădiștea, este numărul 477. La coadă. 477. Visalon Florin. Felicitări, domnul Visalon Florin, și dumneavoastră ați câștigat un voucher oferit de către administrația Balta Boldești Grădiștea, constând într-o partidă de 12 ore, conform regulamentului bălții. Următoarea baltă care ne oferă de data aceasta nu două vouchere, ci trei vouchere, este Balta Fundulea 2 Florin. Să vedem că voucherele... luna trecută au câștigat două doamne. Două doamne. Voucherele sunt nu de 12 ore, sunt vouchere de 24 de ore, care se supun regulamentului bălții. Primul câștigător este domnul... 426. 426. Laurențiu Vlad. Felicitări, domnul Laurențiu Vlad, ați câștigat o partidă de 24 de ore pe Balta Fundulea 2 Florin, care se supune regulamentului bălții. Următorul câștigător este 243. La 243. 243. Alex Gabriel. Felicitări, domnul Alex Gabriel. Ați câștigat la fel un voucher oferit de către administrația bălții Fundulea 2 Florin. Da, chiar sunt trei. Chiar sunt trei. Dumnezeu. Da. O partidă de 24 de ore. Bun. Ok, și mai avem încă un voucher oferit tot de către Balta Fundulea 2 Florin. 333. În sfârșit o doamnă. Da? Da. Nu e bine. Scuze, nu este. Este 333. Cristina Bojan. Cristina Bojan. Doamna Cristina Bojan. Cristina Bojan. Da, Cristina Bojan. Aveți Cristiana din nou domnul Bojan. Cristiana, aveți din nou domnul Florin, aveți o doamnă pe baltă. A câștigat și dumneai o partidă de 24 de ore pe Balta Fundulea 2 Florin, supusă regulamentului. Trebuie să reamintim faptul că aceste vouchere se pot folosi pe tot parcul Swanului, de nu să nu acum este frig, nu e nicio problemă, puteți merge luna viitoare. Da. Nu trebuie neapărat în luna aceasta. Următorul LAC, următoarea administrație care ne oferă la fel două vouchere, constând în partide de 12 ore, este LAC Bunget 2.
mulțumim administrației, cele două vouchere se supun regulamentului, mulțumim mult de tot administrației. Primul voucher este 401. 401. Iar numere mari. Numai numere mari, asta este, așa extra. Stoian Marian. Felicitări, domnul Marian. Stoian Marian. Aveți o partidă gratuită de 12 ore pe lacul Bunge 2. Ok, și următorul, tot la Bunge. Tot de la Bunge. 237. Pe bune, parcă mai fost. Dacă s-a extras numărul, se mai face încă o extragere. 230. Nu, a fost 236. Da. Dani Papuc. Ok, domnul Dani Papuc. Chiar zicea că vrea să câștige. Da? Da. Chiar este. Felicitări, domnul Dani Papuc, ați câștigat un voucher pe lacul Bunge 2, constând într-o partidă de 12 ore care se supune regulamentului Bălții. Următoarea baltă, care ne oferă două vouchere, constând în partide de 12 ore, gratuite, este Balta Mică Cojești. Primul este 138. La 138. Tihan George. Felicitări, domnul Tihan George. Ați câștigat un voucher. Tihan George. Da, un voucher constând într-o partidă de 12 ore pe Balta Mică Cojești. Al doilea voucher oferit de Balta Mică Cojești este 118. 118. Eduard Cătălin. Felicitări, domnul Eduard Cătălin. La fel ați câștigat o partidă de 12 ore pe Balta Mică Cojești. Ok, următorul partener care ne oferă la fel două vouchere constând în partide de 12 ore este Balta Lasache. Primul câștigător este 31. Ia cred că au intrat și sub 100, nu? 31, Alina Ghisman. Ghisman. Felicitări, doamna Alina Ghisman. Ați câștigat un voucher constând într-o partidă de 12 ore pe Balta Lasache. Următorul voucher oferit tot de către administrația Balta Lasache ajunge în posesia 109. La 109, 109 fiind 109. Adrian Radu. Felicitări, domnul Adrian Radu, ați câștigat un voucher constând într-o partidă de 12 ore pe Balta Lasache. Următoarea administrație care ne oferă la fel două vouchere constând în partide de 12 ore fiecare voucher este lacul Șuică. Primul câștigător este 306. Adriana Adi. Adriana Adi. Felicitări, doamne, ați câștigat un voucher constând într-o partidă de pescuit de 12 ore pe lacul Șuică. Următorul voucher oferit tot de către administrația lacului Șuică. 123. 123. La 123. 123 se află 123. Adrian Dobrica. Felicitări, domnul Adrian Dobrica. Aveți o partidă de pescuit de 12 ore oferită de către lacul Șuică conform regulamentului Bălții. Nu mai repet acest conform regulamentului, absolut toate voucherele se supună acest regulamentului de la fiecare baltă. Dacă este baltă catch and release, da. Se face catch and release, baltă cu reținere se reține. Cu reținere, exact. Următoarea baltă care ne oferă la fel două vouchere este Balta Broșten la Busu. Primul câștigător este... Chiar vreau să ajung și eu la Broșten. 432. A ajuns colegul nostru, Valentino. Cât am zis? 432. 432. 432. Ionuț Oancea. Domnul Ionuț Oancea a câștigat un voucher care constă într-o partidă de 12 ore pe Balta Broșteni la Busu. Felicitări! Busu. Al doilea voucher oferit de către Balta Busu. Busu. 38. Popa Marius Alexandru. Felicitări, domnul Popa Marius Alexandru. Ați câștigat
o partidă de 12 ore gratuit pe Balta Broșteni la Busu. Următoarea administrație este administrația de pe Balta Hagiești 1, care ne oferă la fel două vouchere, constând în partide de 12 ore gratuite. Primul voucher ajunge în posesia domnului 47 sau doamnei 47, Lupu Marian Ionuț. Felicitări, domnul Lupu Marian Ionuț, ați câștigat o partidă de 12 ore gratuit, conform regulamentului, pe Hagiești 1. Okay. Al doilea voucher oferit de către Hagiești 1 este? 161. 161, Stelea Florin George. Felicitări, domnul Stelea Florin George. La fel, ați câștigat o partidă, constând în o partidă de 12 ore pe Balta Hagiești 1. Următoarea baltă, având aceeași administrație, este Hagiești 2, care la fel ne pune două vouchere la dispoziție, constând în partide de 12 ore gratuit, conform regulamentului. Primul câștigător este 197. 196, 197. Gabi Radu. Gabi Radu. Felicitări, domnul Gabi Radu. Ați câștigat un voucher oferit de către administrația Bălții Hagiești 2. Următorul, okay. Următorul Hagiești pe 2 Hagiești 2 351. 351. Ion Alexandru. Felicitări, domnul Ion Alexandru. Ați câștigat și dumneavoastră un voucher oferit de către administrația Hagiești 2. Următoarele două vouchere sunt oferite de către aceeași administrație pentru lacul Cătrunești 3. Primul câștigător este 239 Crăciun Marius. Felicitări, domnul Crăciun Marius, ați câștigat o partidă de pescuit de 12 ore gratuit pe lacul Cătrunești 3. Aici sunt. Da, următorul 5. Cătrunești. Da. 122. 122. Filip Bădicu. Filip Bădicu. Felicitări, domnul Filip Bădicu. Ați câștigat și dumneavoastră o partidă de 12 ore pe Balta Cătrunești 3. Felicitări. Următoarea administrație este, s-a alăturat luna aceasta, este vorba de către Balta Batal 1 Afumați. Balta Batal 1 Afumați are o nouă administrație de anul ăsta, țineți cont de această chestie. La fel ne oferă două vouchere constând în partide de 12 ore gratuite. Primul câștigător este 220. 220, Alin Pârjol, cred. Da. Da, Alin Pârjol. Alin Pârjol, felicitări, ați câștigat un voucher constând într-o partidă de 12 ore pe Balta Batal 1 Afumați. Al doilea voucher oferit de către Batal 1 Afumați este câștigat de către 291. Marius Lucian Filip. Marius Lucian Filip. Felicitări, domnul Marius Lucian Filip. Ați câștigat și dumneavoastră un voucher constând într-o partidă de pescuit gratuită de 12 ore pe Balta Batal 1 Afumați. Următoarea baltă din proiectul nostru, care ne oferă la fel două vouchere de 12 ore, este administrația Bălții și Îndrilița 2. Primul voucher merge la 157. Ionut Ștefan Șindeli, cred. Mulțumim, Lorena, ajută-ne în continuare pe comentarii până facem extragerea, după care intrăm și răspundem și noi la întrebări. Ștefan Șindeli este pe Balta Șindrilița 2. Șindrilița 2. A câștigat-o domnul Ionut Ștefan 2.
Șindeli. 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 Da. Deci sunteți pe Șindelița 2 cu un voucher de 12 ore. Felicitări, domnul Ionuț. Al următorul doilea voucher merge la 381. 381. Robert Nicolas. Robert Nicolas. Felicitări, domnul Robert Nicolas. Ați câștigat, la fel, o partidă de pescuit de 12 ore pe Balta Șindrilița 2. Și rămâsesem la? Șindrilița 2. Robert Daniel, nu? Păi uite-te în barandul, la număr. Am uitat, 381. 381, Robert Nicolas. La Robert Nicolas, da. Șindrilița 2. Ok, următoarea baltă care ne oferă două vouchere gratuite, constând în partide de 12 ore, este balta cu rata 1. Primul voucher merge la 307. 307, Marius Nicușor Zaharia. Marius Nicușor Zaharia, felicitări domnul Marius Nicușor Zaharia, ați câștigat un voucher constând într-o partidă de 12 ore pe balta cu rata 1. Următorul voucher oferit tot de către Corata 1 merge la 280. 280, Laur Marcu. Laur Marcu. Felicitări domnul Laur Marcu. Și noastră ați câștigat la fel un voucher constând într-o partidă de 12 ore pe balta Corata 1. Următoarea administrație ne oferă la fel două vouchere, constând în partide de 12 ore conform regulamentului, este Lupșanu 2. Lupșanu 2. Primul câștigător este 56. 56. Adi Cild. Adi Cild. Sau Clint. Cred. Nu, nu, nu. Ah, CLLD. Adi CLLD-ul. Adi. Adi, și tu ai câștigat un voucher la constând într-o partidă Lucianu de pescuit, da, gratuită de 12 ore pe Lucianu 2 conform regulamentului. Următorul voucher tot de oferit tot de către Lucianu 2, îi merge la 335. 335, Cristi Barni. Cristi Barni. Felicitări domnul Cristi Barni, la fel ați câștigat o partidă de 12 ore gratuit pe balta Lucianu 2. Următoarea baltă, având aceeași administrație, care ne oferă la fel două vouchere constând în partide de 12 ore gratuite, este balta Lupșanu 3. Primul câștigător este 434. 434, Valentin Gheorghe. Felicitări domnul Valentin Gheorghe, ați câștigat o partidă de 12 ore pe Lupșanu 3. 3. Și ultima. Și ultimul voucher. Ultimul voucher oferit tot de către luna aceasta merge la 443. 400, Bogdan Negru. Felicitări domnul Bogdan Negru, și dumneavoastră ați câștigat o partidă gratuită de 12 ore pe balta Lușanu 3. Absolut 3. Toți Lupșa fără. Absolut toți câștigătorii vor fi contactați de către noi în privat și le vom oferi. Deci, să recapitulăm. Voucherele. Alina Ghisman. Alina Ghisman are un voucher la Sache. Popa Marius Alexandru Busu. Lupu Marian Ionus Hagești 1. Adi CLLD Lupșanu 2. Mihai Savu Valea Bujorului. Adrian Radu Sache, Balta la Sache, Eduard Cătălin Cojești, Filip Cătrunești 3, Adrian Dobrică la Cușuica, Florin Buturugă, Balta Mobilița Plină, Tihan George Cojești, Ionu Ștefan Șindrilița 2, Stella Florin George Hagești 1, Adrian Popa Mobilița, Gabi Radu Hagești 2, Țugui Lucian MG Crab, Alin Pârjol Balta Afumați, Dragomir Marius Boldești, Dani Papuc Bungești,
Crăciun Marius Cătrunești 3, Alex Gabriel Fundulea, Băjan Florin MG Crap, Laur Marco Corata, Marius Lucian Filipa Fumați, Adriana Adiș Lacușuica, Marius Nicușor Zaharie Corata 1, Cristina Bojan Fundulea 2, Cristi Barni Lupșanu 2, Ioan Alexandru Hagieș 2, Marius Luca Milotina, Eugen Batog Milotina, Robert Nicola Șindrelița 2, Stoian Marian Bunget, Laurențiu Vlad Fundulea, Ionuț Oancea Busu, Valentin George Lupșanu 3, Bogdan Negru Lupșanu 3, Dănuț Dabu, Baltea Valea Bujorului, Visalon Florin. Visalon Florin. E bine Visalon Florin? Da. Da. Boldești. Sper că n-am greșit la Visalon, că nu mi-aduc aminte, în fine. Da, lasă-l așa. Dacă ai scris în dreptul lui greșit, oricum se vede după aceea. Nu, mie să nu fi greșit ceva la Boldești. Da, rezolvăm această problemă. Dacă cumva ați constatat, am scris mai sus sau mai jos, vă rog să spuneți. Oricum, noi o să vizualizăm din nou video și o să... Ok. Dacă aveți și alte întrebări, vă stăm la dispoziție. Suntem aici să vă răspundem și la alte întrebări, nu doar legat de formatul concursului. Colega noastră, Lorena, a scris într-un comentariu ce trebuie făcut pentru a vă înscrie. Concursurile le vom anunța și vor începe în fiecare lună cu data de 1 și înscrierile durează până pe data de 10 ale lunii. După care concursul se închide, vom face listele cu participanți și pe data de 13 a lunii respective vom face extragerea în același mod, folosim programul random Google, da, și sperăm noi ca în fiecare lună să avem cât mai multe vouchere. Mulțumim tuturor administraților care sunt alături de noi. Ne dorim și avem un plan și în discuții încă cel puțin 3 bălți. Nu vă supărați că dumnealor postează, nu fiți cârcotași, nu mai jigniți. Din păcate am fost nevoiți în ultima perioadă să dăm destul de mulți membri afară care nu arată o formă de respect, nici pentru administratorii bălților, nici pentru ceilalți membri. Nu ne vom opri de la acest lucru, sperăm să avem mai puțin, dar de calitate. Aveți o nemulțumire, o puteți exprima și altfel decât folosind vrăjeală sau alt tip de apelativ sau diminutiv sau cum vrei să-i spui. Chestia cu reclamă, da, își fac reclamă. Nu este o reclamă lipsită de bun simț, este ceea ce se prinde pe baltă. Și administratorii se duc, filmează exact ce se prinde pe baltă. Sunt zile și zile, sunt bălți și bălți. Sunt bălți care merg, bălți care nu merg. O secundă, te întrerup. Florin Ilie, da? Ne spune că la 432 a trecut 429, 432 nu e adevărat, Ionuț Oancea a câștigat la busul. Deci e ok, 432, am zis bine. Nu, deci n-am trecut 429, am trecut 432, este bine. Bun. Mai departe, scuze că te-am întrerupt. Nu e nicio problemă. Mai departe, vorbeam de respect, am șters, ștergem și adăugăm. Pot veni cât mai mulți membri. Vă așteptăm și la concursul organizat Cupa Prieteniei pe Milotina 2. Sunt 45 de locuri, deja sunt 26. 26 ocupate, mai sunt câteva locuri, așa că vă puteți înscrie, un concurs de socializare unde stăm la povești, pescuim, ne vom simți cu toții, cu siguranță ne vom simți bine. Este în perioada 14-15 mai, concurs de 24 de ore. Dacă aveți și alte întrebări, puteți să le lăsați, nu mai stăm foarte mult în live, e destul de lung. O să răspundem, da, la întrebări după ce închidem live-ul. O să ok, vă așteptăm. Răspundem la întrebări. Vă așteptăm la următoarea ediție a concursului nostru de fidelizare.
Spuneam că mi-am adus aminte, spuneam că colega noastră a spus condițiile în care se fac înscrierile, ce trebuie să faceți ca să fiți înscris la concurs. Citiți cu atenție, lună de lună avem în plan să schimbăm și formatul acestui concurs, nu doar să tăguiți un prieten într-un comentariu la postare, dar veți citi în momentul în care postăm concursul, veți citi acolo în context ce trebuie să faceți ca să fiți înscriși. Orice altă nelămurire ne puteți întreba și în privat și ne puteți întreba și în comentariu la acest video, și atunci când facem concursul la fel, puteți să scrieți o întrebare, nu am înțeles ce trebuie să fac exact și vi se va explica, suntem 5 administratori, cineva cu siguranță vă va răspunde. Mulțumim mult de tot, țineți aproape de noi. Mulțumim și fire întinse. Fire întinse, ne vedem pe bălți. Facem live-uri cât de curând pe bălți.